Ziua bună tuturor! Vă invit să răsfoiți, să citiți cronicile marilor cărturari. Grigori Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, călăuze spirituale ale neamului românesc. Fiecare dintre cronicari au concretizat originea neamului românesc, marele merit al lor a fost continuitatea, preluând exact de unde au rămas predecesorii. Ei au scris despre geneza neamului românesc. Miron Costin afirma că toată lumea să știe, citez, neamul țării Moldovei de unde se tărăgânează, din țările Râmului, tot omul să creață. În concepția cronicarilor, personalitățile istorice trebuie să manifeste un patriotism adevărat pentru rolul important de dezvoltare a societății. În scrierile lor sunt evidențiate figura monumentală a lui Dimitri Cantemir, a lui Vasile Lupu, Ștefan cel Mare și a altor domnitori care au contribuit la dăinuirea în timp a țării. Grigori Ureche ne povestește legenda privitor la Dumbrava Roșie, împletită cu tradiția populară, zidirea de către Ștefan cel Mare a unor mănăstiri și biserici. Letopisețul lui Grigori Ureche este prima operă originală, cu caracter literar, scrisă în românește, contribuind la formarea limbii literare. Cronica lui a fost un model și un îndemn pentru cărturarii care au urmat. Miron Costin, animat de o profundă dragoste de țară, scrie Letopisețul țării Moldovei de neamul moldovenilor în care dezvoltă probleme fundamentale a poporului român, originea poporului român și a limbii române. Ion Neculce a fost un infocat patriot. În Letopisețul țării a păstrat știri prețioase despre vremurile apuse. Cronicilor lor dau dovada cea mai strălucită că limba română, limba poporului nostru, este în stare să redea sentimente omenești, iubire de neam și patrie. Letopisețile cronicarilor marchează o etapă importantă ce merită toată aprecierea, recunoștința și admirația urmașilor. Veniți la Biblioteca Onisifor Ghibu, cărțile vă așteaptă!